Erupția vulcanului Etna dă bătăi de cap autorităților din cauza norului de cenușă emanat de acesta. Aeroportul din Catania, care este și cel mai important din Sicilia, a fost nevoit să-și întrerupă activitatea. În urma erupției s-a creat un fluviu de lavă care s-a întins pe mai bine de 10 km. Cenușa a căzut pe mai multe drumuri și acoperișuri din regiune. Etna este cel mai înalt și activ vulcan din Europa. Cea mai devastatoare erupție acestuia a fost în 1669, când lava a distrus mai multe orașe din apropierea acestuia.